Long Dogo, du-te, câine, fii liber, dacă te iubește se va întoarce. Well, nu pare să se întoarcă. Bine, domnule, o să-l păcăi, a.k.a. Daragiu, și astăzi o să facem partea a doua din desenez youtuberi în pe. V-am zis într-un Insta Story să-mi propuneți cu dragoste, cu inimă, cu suflet niște youtuberi pe care eu să-i desenez în Paint cu mouse-ul acesta. Oh, cred că poți să-l vezi. Hector aici de față a fost judecătorul. Hector, spune-le, ce youtuberi ai ales din propunerile lor? Mai întâi, Hector a ales Zapi TV în Paint. Acum, Marisei, nu mă urâi pentru asta, te iubesc ca un frate. Uitați-vă la acel nas. Acest nas este ca o țestoasă fără carapace, ca un om călcat de tren, ai putea spune chiar ca o omletă prost făcută. Dar nu, este nasul lui Marius. Te-am înzestrat cu acest nas. Și acesta este Zapi TV în Paint cu o mustață malefică și o cruce lângă habar, n-am de ce am lăsat crucea. Da! Poți să mulțumești mai încolo. Următorul om pe care îl vom desena în Paint. Om! E prea puțin spus, probabil zeu, dar îl vom lăsa pe Hector să aleagă pentru noi, Hector. Și Hector a extras pe Sally, ce faci, Sally? Dar ce poză, dar ce caracter. Ia uite și un pic de băiatul ăla de pe bagnota de un leu. Dar haide să facem pe Sally Shelly Belly în Paint. După cum puteți vedea, am ales o structură a maxilarului destul de minecraftenească. Adică să simți că în timpul liber vrea să-ți facă o casă, să-ți pună niște blocuri în beci, să sape niște diamond. Asta este Shelly. N-am idee de ce are ta mai buza. Ți-am urmărit alunița. Acum cred că și-l ține în sus. Sally, trimite-mi în DM cum ai freza în momentul ăsta. Te provoc. Bătălia frezelor Păstârnac versus Shelly Ploșteli. Nu mai știu dacă are Ploșteli în Shelly. Trimite-mi DM pe Insta cu părul tău de acum. Hector, alege. Fessy s-a sculat din morți. Nu scad. Ați văzut-o. Mă juc că a trecut până acum pe Insta o poză cu ea cum stă în pat. Lampa Hector a ales împreună cu Tessie pentru că a ajutat la ales pe... Nu vreau să dezamăgesc PewDiePie. Să-l desenăm în Paint. Întrebați ce sunt aceste linii din spate. Linii acestea reprezintă coloana infinitului, nu. Știți care e un design cu niște fci. Și asta este PewDiePie în Paint. Nu că n-ai știut așa de la asta, chiar arată drăguț, adică pare fan art ca lumea, dacă n-ai știut că e în Paint. I-a nimenit, cred că și cururile la barbă la ăstea, nu știu dacă mai are acum, ba, cred că mai are, nu, cred că e și șmecher. L-am făcut gol, nu mă întrebați de ce, i-am făcut niște ochi de înger, dar seamănă următorul youtuber pe care am să-l desenez în Paint. Este Hector, fă-i alegerile. Avem un Gami OS. O, oricum vrei să spui, este Gami în Paint acum. Avem o problemă, am uitat să filmez când l-am desenat pe băiatul ăsta. Băiatule, îmi pare rău, ți-am făcut, pot să zic, doar niște câtârlâzâuri până în punctul în care Paint-ul o să zică nu, nu pot mai în spate, frate, trecutul e în trecut. Gami, nu chema poliția. Dar el este Gami OS în Paint.
și vă rog, observați detaliile. Cheamă poliția. Este supărat că am poza asta, am găsit-o pe Google random, n-am idee de unde e poza asta, probabil dintr-un vlog foarte vechi. Dar vedeți? Este moaca aia încruntată, supărată, malefică, în care spune că ești un șarpe. Și l-am făcut să plângă tot și toate o să plângă în poza asta pentru că am vrut să înregistrez. Cum e posibil? Ar trebui să fiu YouTuber profesionist, ultimul, dar nu cel din urmă, pentru că asta auzeam când eram mic, dar Hector, alege-l din Instastory-ul. Ce? Hector, nu mi-a plăcut niciodată să desenez fețe în general, dar la fete este o problemă și mai mare. Vedeți voi? Cei dinainte arătau cât de cât ok. Cred că arătau cât de cât ok, nu erau oripilant. Nimic îmi pare rău pentru ce o să-ți fac, probabil o să te mutilez pe viață. O să doar. Deja vă întrebați de ce asta e un fel de Mona Lisa, numai că după trailerul din Vaslui. Cum, de ce are niște buze de Angelina Jolie și maxilarul la mumu? Pentru că, habar n-a. Am uitat la poza asta cu Mimi și așa îmi părea, dar nu e chiar așa de mare. Nu știu ce să fac, și în paint e greu să modific înapoi. Arată oribil. Doamne, cum arată. Zici că e morticea din familia Adams, că am și notat acolo. Dar mai avem o salvare. Știți care e această salvare? Nu voi trișa la maxim. Voi folosi în continuare mouse. Dar cred că pot, cred că pot, dar nu mai desenez. Doar iau poza asta, o bag în Photoshop și încerc să redimensionez niște chestii să vedem dacă arată mai ok. Să-i dau niște linii în paint plus Photoshop un pic. Nu-i spuneți nu mama că am făcut asta. Am trișat. Este în scopul științei, pentru că încă nu arată genial de bine, dar hai să recunoaștem că arată mai ok. Și ea este Mimi în paint, o variantă foarte proastă, dar este acolo. Dar chiar seama la că te uiți așa, dacă închizi un ochi și celălalt. Și nu uitați să votați pe Instagram, am lăsat în o postare mare și grasă cu toate desenele astea. Acum am făcut ultima oară cu desenele celelalte în care Jimmy a câștigat pe Instagram și Codrin. Dați un like desenului care credeți voi că este cel mai blanaos, care credeți voi că este cel mai muah, care credeți voi că este acolo, mă. Eu am fost Albaca AK Dorajiu și ne vedem în episodul următor. Iar la trei, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3, respect! Uitați-vă la mine cum mă uit în jos și mă uit în sus la voi acum și plec din cadru pentru că mi-e rușine, pa!